Am fost internată la Buzău, la spital. Am avut niște tulburări de echilibru, deci picioarele nu mă ascultau. Mai am așa un pic de amețel, dar mi-a zis că urechea internă poate să producă așa ceva. Deci m-am ridicat, am vrut să merg la baie și trebuia să mă țin de perete ca să pot să merg. Stare de amețeală, să știți că mai am, adică nu sunt cum eram înainte. Aveți și o rinită datorită fumatului, sunt puțin inflamate cornetele, mai mărite. De la fumat aveți o depunere. Trebuie niște probe vestibulare paraclinice. Pacienta examinată anterior, doamna Stoica, în vârstă de 61 de ani, s-a prezentat la consult pentru o tulburare de echilibru. A avut un episod în urmă cu o săptămână. A fost internată la spitalul Buzău. În urma tratamentului de la spital, le-au mers spre bine. S-a remis tulburarea de echilibru. În urma examinării și la momentul actual nu prezenta tulburări vestibulare. I-am recomandat, așa cum i-au recomandat și medicii de acolo, teste vestibulare paraclinice. Rămâne să facă aceste investigații și în urma rezultatelor vom vedea ce trebuie administrat mai departe.